Indiferent că se confruntă cu cancerul mamar, cu obezitatea sau altă problemă de ordin estetic, toate persoanele cu probleme de sănătate au dreptul la o viață normală lipsită de complexe. În acest sens, Casa de Asigurări de Sănătate se angajează să susțină financiar persoanele care doresc să apeleze la operațiile estetice cu scop medical, însă cum era de așteptat, decontările nu se vor face integral. Astfel, operația de reconstrucție a sânilor în cazul pacientelor care au fost diagnosticate cu o formă de cancer mamar nu este considerată estetică și este gratuită, dar protezele mamare nu, iar prețul lor este de aproximativ 1000 de euro. Considerată o boală morbidă, obezitatea beneficiază și ea de decontare în cazul operației de bypass gastric, dar pentru inelul gastric trebuie să scoateți din propriile buzunare chiar și 3000 de euro. Și rinoplastia, intervenția pentru corectarea nasului, este gratuită, doar dacă le afectează pacienților respirația sau dacă au suferit vreun traumatism în această zonă. Conform declarațiilor oferite de Casa de Asigurări de Sănătate, Dâmbovița, până la acest moment nu au fost înregistrate cereri de decontare a operațiilor estetice. Se pare că dâmbovițenii au investit în aceste operații doar din buzunarul propriu. De această intervenție pot beneficia atât adulții cât și copiii până la vârsta de 18 ani. Malformațiile de la nivelul gurii, al urechilor sau nasului pot fi corectate gratuit cu ajutorul operațiilor estetice.